Vineri, pe 19 mai, începând cu ora 18, la clubul Bucovina Ballroom din Gura Humorului, este programat acest eveniment caritabil pentru ajutorarea unei tinere de 19 ani care locuiește la casa de tip familial Universul Copiilor din Rădăuți, dar care urmează să părăsească sistemul de protecție. Tânăra se numește Iulia Biriș, iar potrivit șefei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, Nadia Crețuleac, s-a remarcat atât în școală cât și în comunitate pentru talentul său de a scrie poezii. Evenimentul va avea loc la inițiativa Asociației Umanitare Maria Ionașcu. Asociația și DGASPC au încheiat un acord de colaborare în vederea strângerii fondurilor necesare, astfel încât pentru Iulia să fie achiziționată o locuință. La spectacolul caritabil Casă pentru Iulia Biriș, de vineri, de la Cura Humorului, vor participa Andrei Păunescu, Lavinia Șandru, Andra Maftei, Mihaela Apostol și avocatul Daniel Ionașcu.